fost un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Semnele venirii bat în prag ca un mister, căci se apropie plecarea mântuiților spre cer. După cum un mugur proaspăt sau un fir de ghiocel prevestește că atrage primăvara după el, tot așa sunt niște semne care au ceva de spus. Ele prevestesc în taină revenirea lui Iisus. Primul semn e cartea vieții, Biblia, cuvântul sfânt. Vestea ei când va ajunge să pătrundă pe pământ, când va ajunge să slujească tuturor de mărturie. Mesia pe noi să vie, când va ajunge să slujească tuturor de mărturie, atunci este foarte aproape. Spunea cel veșnic cu privire la sfârșit: oamenii vor fi fățarnici cum nici nu s-a pomenit, iubitori vor fi de sine falși și plini de răutate, fără milă, fără teamă, frați pe frați s-or da la moarte. Un alt semn vestind sfârșitul dureros și plin de amar: vor fi mari deranjamente în sistemul planetar. Iar în urmă un semn aparte, nu în sferele genunii,
ci în locul celui sfânt, stând puterea urăciunii, dându-se miriasmă sfântă, fără jertfă, fără altar, fără sfânta părtășie dar și fără sfântul har. Acest semn e chiar finalul. La început apare tipic, însă, vai, că el atrage fenomen apocaliptic. În acele clipe grele vor fi cântece de jale, vor fi pleoape înlăcrimate și suspin pe sfânta cale. Vor fi teascuri rezervate pentru smirnă și aloie, căci va triumfa păcatul ca în zilele lui Noie. Se va ridica spre ceruri, de sub teascuri, un parfum, deși firea n-o să vadă decât flacără și fum. Cei ce au mari experiențe în viață cu Hristos le va prinde tare bine, le va fi de mult folos. Căci în vremuri ca acelea, cu semnale derutante, dacă n-ai convingeri proprii, nu poți ști de vei răzbate? Nu poți ști de ai puterea și curajul îndeajuns ca să mergi chiar și la moarte pentru crezul în Iisus. Nu poți ști de ești în stare să-ți stiagul glorios când va bate vijelia lepădării de Hristos. Dar de te-ai luptat cu tine și te-ai pregătit mereu, de-ai trăit neprihănirea și prin bine și prin greu, te-ai știut să faci în grabă sufletului tău aripă, te-ai știut ce-i renunțarea la plăcerile de-o clipă, te-ai știut să scoți din tine falsul când a încolțit, te-ai putut să iei postura omului neprihănit, atunci poți cu demnitate ca să fii omul elocvent, poți ieși la întâmpinarea oricărui eveniment. Căci nu ți-ai legat de humă marele tău viitor, ci ți l-ai legat de Domnul, scumpul nostru salvator. Poți să întâmpini cu căldură chiar și chinul cel mai greu, căci în tine e o putere, un fior din Dumnezeu. Pot să vină orice hule cu privire la Hristos. Tu vei merge înainte, mai convins, mai glorios. Tu îți vei cânta cântarea anilor de pripegie, însă ancorat de ceruri, ancorat de veșnicie. Vei primi și tu oferta slăvilor de aici de jos? Numai dacă îți porți ștafeta lepădării de Hristos. Iar dacă ar fi să îndur din greu dureri și lacrimi și rușine, ajută-mi Dumnezeul meu să nu pot să mă las de tine, să nu pot să ajută-mi Dumnezeul meu să nu pot să mă las de tine. Chiar dacă ar fi, chiar dacă ar fi să fi răpiți
Și noapte duș, și noapte de mâini, duș haine, de mâini haine. Oricât închis, oricât și de închiși și chinuiți, să nu poți să mă noi de tine, nu te vom lăsa pe tine. Să nu poți să mă las de tine. Oricât închis și chinuit, să nu poți să mă las de tine. Chiar dacă ar fi să li se ia tot ce-am strâns cu adânci suspine, săraci și goi, de-am rămânea, noi nu vom renunța la tine. Chiar dacă ar fi să fim uciși de cei cu mâini de sânge pline, vom accepta să fim răpuși, dar nu ne despărțim de tine. Chiar dacă ar fi să știu că mor departe dus în zări străine, tânjind de-al casei mele dor, să nu pot să mă las de tine. Casei mele dor, să nu pot să mă las de tine. Fraților, credința noastră nu-i ceva la întâmplare. Mulți bat jocoresc credința, fiecare dă ce are. Noi nu ne oprim aici la păreri ce smărcinite. Noi știm bine că Hristos nu ne șală, nu ne minte. Noi avem dovezi concrete cu privire la Hristos. În El nu e mărginire, El e în totul glorios. Îi glorificăm puterea și iubirea salvatoare și îl vom sluji pe El până la ultima suflare. O să vină orice vreme, nu ne frică, nu ne pasă, cu atât ne vom sori să ne îndreptăm spre casă. Aleluia! Mi-e dor de patrie, mi-e dor, mi-e dor de îngeri și de Iisus cel răstignit. Mi-e dor de patrie, mi-e dor, mi-e dor de ce pe pământ au suferit. Fraților, luați aminte, viața noastră e trecătoare. Dacă azi suntem aici, nu suntem la întâmplare. Nu știm mâine ce o să fie, nu știm timpul de îndurare, însă cel ce a spus că vine strigă astăzi: deșteptare! Vine ziua despărțirii de hambarele de jos. Vine vremea să răspundem: te nădejdea în Hristos. Vine vremea să-ți dai seama ce înseamnă libertate, ce înseamnă părtășie, ce înseamnă unitate,
ce înseamnă siguranța unui om evlavios, ce înseamnă dăruire în lucrarea lui Hristos. Vine vremea când cu lacrimi vei cânta o melodie, când cu adevărat trăi vei anii grei de pribegie. Vine vremea să se aleagă bob cu bob pentru hambar. Vine vremea să-ți dai seama ce înseamnă a fi în har. Azi e vremea când se cere pregătire. Vom acasă, ce surpriză, ce primire, ce întâlnire glorioasă! Dacă ai ști ce-i veșnicia petrecută cu Iisus, de-ai vedea Ierusalimul cel din patria de sus. N-ai mai sta deloc pe gânduri, n-ai mai sta pe la răscruci, ce-ai porni înspre Golgota zi de zi, mereu să urci. Ți-ai strivit pe nicovală stilul tău de fariseu și te-ai prăbușit în țărână să te împaci cu Dumnezeu. N-ar conta care-i paharul, n-ar conta chinul de-o clipă, n-ar conta ce spune lumea că din tine faci risipă. Ce-ar conta să știi atâta, că ești gata, pregătit, ori și când veniva Domnul să poți fi și tu răpit. Căci dator să știți, cel veșnic nu rămâne nimănui, toate și-au un timp, o vreme, el își are vremea lui. Două zile care a zis că lucrează azi și mâine. Iată-le că-s pe sfârșit. Fraților, Hristos revine! Semnele ne bat în prag. Stă surpriza la semnale. Toți străjerii de pe ziduri strigă într-una. Deșteptare! Se zăresc biruitorii, cu cât drag se încolonează, se aude melodia ce încet se fredonează. Crește-n crânguri simfonia tuturor ce gem și așteaptă. Sfinții își pregătesc candela
porumbița se deșteaptă. Duhul Sfânt e în plină slujbă, cercetează, pregătește. Imnul Sfintelor Semnale, plin de farmec, îi spucnește. Voi ce ați privit într-una și ați fost cu timpul vreau, bucurați-vă de acum, iară vine, iară vine, iară vine, iară vine, bună seara! Haine albe vor ieși la întâmpinare.